chemată a fi urmașa bunului rege Mihai, care mi-a lăsat ca sfântă moștenire iubirea și credința față de România, voi continua munca și voi respecta legământul său. În eforturile pentru dezvoltarea și consolidarea țării, voi avea ca model exemplul părintelui nostru și convingerea lui în destinul poporului român. Aduc adâncă recunoștință celor 4 generații anterioare ale familiei mele, care au creat legătură între țară și casă regală. 150 de ani care i-au adus României instituții moderne, dezvoltare, consolidare și deschidere către lume. În lunga sa viață, al 4-lea rege al României a găsit sprijin în credință, în speranță și în răbdare. În toate împrejurările, el a răspuns cu dreptate și, când a fost posibil, cu iertare. Sunt sigură că în viitor românii vor rămâne iubitori de coroană, uniți în conștiință și acțiune pentru propășirea națională, în contextul Uniunii Europene și ale Atlanței Nord-Atlantice. Cu emoție și onoare, cu simț al datoriei, ca bună româncă și custode al coroanei, îmi închin viața și munca națiunii noastre și românilor de pe tot pământul. Așa să ne ajute Dumnezeu.